Potrivit Legii Educației Naționale din 1 ianuarie 2011, măsura introducerii clasei a noua în învățământul gimnazial ar fi urmat să intre în vigoare începând cu generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2011-2012, adică din 2014-2015. Deputații au adoptat marți, printre alte măsuri din domeniul învățământului, revenirea clasei a noua la liceu, iar adoptarea legii de către Senat este decizională. De fapt, clasa noua nu plecase încă din învățământul gimnazial, se punea problema că în 2014-2015, când cei care au început clasa 5-a în 2011-2012 ajung în clasa noua să rămână la gimnaziu, deci în momentul de față clasa noua este la liceu. Inspectorul școlar general al ISJ Gorjon Ișvan susține măsura menținerii clasei a noua la liceu. Unul dintre avantajele revine elevilor de la școlile din mediul rural care vor învăța și la liceele din orașe, completându-și bagajul de cunoștințe astfel. Foarte bună, în special pentru copiii din mediul rural, pentru că în acest fel pot să vină, sunt obligați, învățământul fiind obligatoriu de 10 ani, vin la liceele din orașe și ia contact și ei cu altceva. O parte din învățământul liceal al țărilor din Uniunea Europeană face parte din învățământul obligatoriu. Acesta este un motiv în plus ca și în țara noastră clasa a noua să rămână la învățământul liceal. Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au și în învățământul liceal, o parte din învățământul liceal face parte din învățământul obligatoriu.